Dragilor, bine ați venit la un nou daily vlog. Stați că vine o mașină mare. Era o basculantă din aia mare chiar. Așa, bună de dimineața. Ce faceți? Eu am bicicleta pusă la treabă, pentru că am o dimineață, să zicem, productivă. Este ora 9 deja și am făcut destul de multe. De la faptul că am pus-o pe Margherita fiind mașina mea de spălat, am pus-o la treabă. Apoi mi-am udat plantele, pomii și tot, că este infernal de cald, este o perioadă foarte caldă și cu secetă, mă rog, avem secetă deja de o lună și ceva, dar e foarte cald în zilele astea și trebuie să am grijă să ud totul ca să supraviețuiască și bietele plante. Am făcut și un pic de sport, pentru că încerc să fac cât un pic de sport, așa, măcar câteva zile pe săptămână. Și acum îmi terminam un research pentru un clip pe care vreau să-l fac. Un clip foarte, foarte interesant. Să zicem despre personalități, sau nu, despre persoane toxice, nu personalități, despre persoane toxice, că tot vă promiteam eu un astfel de clip, dar este un clip cumva special. O să vedeți, dacă îl veți urmări, va veni după acest daily vlog, mai mult ca sigur. Dar am niște clipuri destul de bune în perioada următoare. Am unul despre fashion, despre culori, cum să ne asortăm hainele în funcție de culori, cum să ne alegem hainele sau, mă rog, cum ne asortăm hainele după culori. Ăsta care are un subiect total diferit de ce vedeți în general la youtuberii de la noi, și asta pentru că mă interesează subiectul și pentru că a pornit mai mult ca o glumă. Și da, după o glumă mi-am dat seama că e chiar groasă treaba, e chiar serioasă. Și zic, ia să fac eu un clip pe tema asta și ia să mă interesez mai mult și să mă documentez mai mult. Și asta făceam acum, mai citeam despre subiectul ăsta. O să vedeți voi săptămânile următoare despre ce este vorba. Dar e interesant, eu zic că e interesant și merită să stați cu ochii pe aici, pe aproape. Și ce mai vreau să fac? Acum vreau să mă duc să fac un duș, să pun runda a doua la Margherita, că a terminat. Și eventual să mă pregătesc pentru filmat, că aș vrea să filmez. Astăzi vreau să filmez. Este o zi așa amestecată, cu de toate. De făcut treaba prin grădină nu pot, pentru că v-am zis, este foarte cald, este 9 deja și a început să se încălzească deja, scoți limba de 7 coți. Și nu mai merge să faci nimic. O să încerc pe diseară să fac ceva, pentru că am multă treabă în curte și în grădină, dar mai vreau să fac și alte lucruri, nu mă treabă prin grădină, sau să vedem dacă apuc diseară, dacă nu zilele viitoare. Vreau să filmez. Astăzi este și zi de colete, să vedem, ar trebui să am una, două, trei livrări, depinde de cum se gândesc curierii să vină. Aștept ceva cu nerăbdare, deci aștept ceva din... Da, de-abia aștept să vină.
unul dintre colete ăla este the best, așa, o să vi-l arăt că vine. Și ce mai e de zis până acum? Am o măță aici care este foarte obosită, v-am arătat-o, este pe pervaz. Este foarte obosită, stați să întorc camera. Uitați-o câtă muncă pe ea aici, uitați-o câtă muncă, cât de oboseală. Păi nu vă dați seama cât a muncit ea ca să poată să doarmă așa? Da, nu știu, ei îi plac foarte tare pervazele de la geam. Pervazele, pervazurile, care e pluralul corect. Așa, îmi place tare să stai lângă geam acolo. Acolo doarme de obicei, mai ales în perioada asta. Sunt leșinați și ei de căldură, sărăcuții. Încerc să-i protejez pe cât posibil, să aibă apă rece, să stea la călduri, să stea la umbră, să stea în casă. Până și Maria sa prințul, cel negru, ne onorează cu prezența în zilele astea, pentru că nu mai poate. Vine și gâfâie ca o antilopă care a alergat kilometri, așa când e foarte cald, și vine și doarme în pat. Și apropo de pat, să scot lenjeria și să o duc la spălat, până nu vine Maria sa, că după, dacă vine Maria sa și se așează cu capul pe pernă, nu mai pot să-l deranjez, deci nu mai. So, mă apuc de astea și vedem, vă mai arăt una alta. Scuzați, am greșit. Am observat că Maria sa prințul este deja instalat. Stați așa, da să vi-l arăt. Bubulică, ce faci, mama? Dormi? No, și am eu cum mai iau lenjeria asta ca să o spăl, dacă tu stai așa. Cum o mai iau, mami? Cum mai ia mama lenjeria dacă trebuie să te deranjeze pe tine? Bubuciu, grea viața? A, grea viața, și-am călcit afală și-am venit în casă și m-am instalat. Stați că avem probleme. Ia-și-mă în pace. Da, asta e vocea mea cu care vorbesc, pe care le vorbesc. Ce faci, băi, schelețel? Ești... Ai o litră și un pumn. Atât ai. Ai o litră și un pumn, mămuțoiule. M-am dus acum în baie și avem un inel și un pandantiv lăsat pe farfuriuță de lângă chiuvetă, cam o farfuriuță acolo pe care stă săpunul. Și mi-am adus aminte că am și lănțișorul ăsta și inelul și cu pandantivul se negriseră și mi-am adus aminte că am lănțișorul ăsta pentru pandantiv, numai bun. Și uitați-l cât e de negru și hai să vedem cum se face după ce îl tratez eu așa cu trucul meu de curățare al argintului. Care nu-i trucul meu, e un truc universal și bănuiesc că multe dintre voi îl știți, dar dacă nu-l știți, vi-l aduc aminte acum. No, iată cam așa, o să încerc să pun imaginile una lângă alta să vedem dacă se vede o diferență. Eu cu ochiul liber văd o diferență, adică mie mi-e foarte clar diferența. Și trucul constă în a spăla bijuteriile de argint cu pasta de dinți. Le umeziți puțin și dați un pic de pasta de dinți și asta a durat să-l curețe mai puțin de un minut. Și o să observați că se încălzesc în palmă bijuteriile în momentul în care dați cu pasta de dinți pe ele. Pe mine mă amuză tot timpul în senzația aia. Dar uitați cât de bine a curățat. Stați să mă uit și după pandantiv. Pandantivul este acesta și uitați cât de bine l-a curățat, că era negru. Printre pietricele pe acolo era tot câh, negrit. Și l-a curățat super bine. Pentru asta am folosit și eu o periuță de unghii, dar l-a curățat foarte, foarte bine. Și acum sclipesc și pietricele alea și numai bine le pun împreună ca să nu mai stea separat. Încă un lucru pe care vroiam eu să vi-l aduc în atenție, înainte să mă duc să fac dușul ăla pe care tot mi l-am promis, este aranjamentul ăsta pe care l-am făcut din flori sălbatice, flori de câmp, inspirată de englezoaicele la care mă mai uit eu din când în când pe YouTube, pentru că ele sunt înnebunite să-și facă aranjamente florale cu flori de câmp sau cu flori sălbatice sau cu bălării pe care le găsesc pe marginea drumului. Deci nu vreți să știți ce naiba le iese, că le ies niște chestii de te doare capul și am zis să încerc și eu și am fost în grădina și am luat niște trifoi aici, nu știu cât de bine le vedeți la lumina asta, ăsta este trifoiul și asta este floarea de trifoi și îmi place foarte tare cum se vede ovuliu ăsta așa și în mijloc am pus o plantă care nu știu exact cum se numește, când eram mică tot o confundam cu mușețelul, poate ne ajută Mirela care este botanistul de pe canalul nostru, dar eu o confundam cu mușețelul când eram mică și tot timpul mama zicea nu-i mușețel, eu eram mușețel, nu-i mușețel, rog, în fine, cert este că e simpatică. Și
am pus așa în centru ca să fie în centru atenției. Și pe margine, pentru textură, am pus niște bețe. Bețele astea pe care le vedeți sunt de la albăstrele. Unele mai au buboci, unele sunt înflorite, altele sunt pur și simplu de decor, cum ar fi asta. Dar mi se pare simpatic și mi se pare că nu-ți ia mare lucru. Și nu știu dacă ați observat, dar în ultimele luni, în clipurile mele, am încercat să am măcar o floricică în spate de decor, pentru că mi se pare că îndulcește foarte mult atmosfera și face lucrurile să pară, nu știu, mai feminine, mai drăguțe. Și în perioada asta nici n-am fost în oraș de ceva timp, nici nu primesc flori, pentru că, da, mie nu mi-aduce nimeni flori. Prin curte nu prea mai am flori, așa că a trebuit să mă rezum și eu la ce am găsit și numai bine am zis să încerc varianta asta cu florile de câmp, care e destul de drăguță, e destul de interesantă. Plus că e eco-friendly, dacă vreți să zicem așa. Și am folosit o carafă. Nu știu de ce, dar în ultima vreme îmi place să pun florile în carafă. Mi se pare că le dă, nu știu, prestanță altfel, nu știu, habar n-am, nu știu, sunt niște pitici pe care i-am pe creier, da? Cam așa arată și este un aranjament destul de înălticuț, așa, destul de mare, pe care să-l am în spate la clipuri. Trebuie să vedem cum mai aranjăm lucrurile pe aici, că parcă nu-mi place partea asta. Am rezolvat așa. Și cam așa. So, dacă vreți și voi să faceți un astfel de aranjament, slavă cerului, găsim bălării peste tot și în București și în orașele mari și pe lângă, găsim bălării peste tot, doar să aveți un pic de imaginație și ar trebui să iasă. Beautiful people, ce faceți? Am o confesiune de făcut în fața voastră, și anume că eu duș mi-am făcut, de schimba m-am schimbat, da, de filma mi s-a făcut lene. Am încercat să dorm, m-am pus lângă Jiminy, pentru că nu știu cum să zic, dar Jiminy are un efect de somnifer asupra mea, stați să dau luminozitate un pic mai așa, are un efect de somnifer asupra mea și când mă pun lângă el, uit, așa, și am încercat să dorm, nu m-a luat somnul. M-am mai ocupat de niște mail-uri și acum ziceam să citesc un pic. Mi-am mai făcut și un frappe. Poate mă dă un pic mai multă energie. Este foarte, foarte cald. Deci acum am ieșit afară că a venit un curier și este infernal de cald afară. Nu știu cum ai putea să stai să reziști afară. Eu personal, din fericire, stau în casă. În casă este bine. Cei doi negri sunt în partea cealaltă, pe holul celălalt. Sunt în Capela Sixtină și se îmbăiază la soarele care trece prin o ușă, cam ușă din aia cu geam translucid, așa. Și filtrează lumina, știți, filtrează soarele și nu-i atinge așa rău. Și se mută de colo-colo ca niște stele de mare și au venit unul din colete. De fapt au venit două colete, una mai de dimineață, chiar m-a surprins cât de devreme a venit, cel de care eram cel mai entuziasmat, așa să vă arăt ce anume a venit. Și într-un fel de aia nici nu mi-a mai venit cheful de filmat, pentru că m-am tot jucat cu noua mea jucărie. Și a venit și al doilea colet, care este acolo pe jos, așa. Noua mea jucărie este un nou obiectiv. Da, în sfârșit a dat Domnul să-mi iau și eu un nou obiectiv pentru cameră. Asta este un obiectiv manual, este un obiectiv manual pe care am de gând să-l folosesc cu precădere la poze, dar o să încerc și pentru filmat, încerc, nu promit, nu știu ce iese, habar n-am, pentru că fiind manual, cel pe care l-am pe cameră, ăsta cu care filmez, este automat și automat mi este mai ușor să focalizez cu el, dar ăsta fiind manual, este un obiectiv de 25 de mm cu diafragmă 1.8. Să vedem cum mă descurc cu el, pentru că nu am mai avut pe camera asta, cel puțin n-am mai avut
Obiective manuale și am vrut să iau obiectiv manual odată pentru că eu înainte de a mă apuca de YouTube, stați să mă vedeți. Ups, haideți că m-am pus jos aici. Cald! Odată când m-am apucat eu de YouTube, circulam printr-un cerc de fotograf, videograf și așa mai departe, că așa mi-a venit ideea să mă apuc de YouTube. Și erau niște discuții intense legate de obiective manuale sau obiective automate, adică să le folosești cu auto sau să le folosești cu manual, să focalizezi tu, să-ți faci tu șarful, să faci toate cele. Eu n-am reușit niciodată să cad de o parte sau de cealaltă, pentru că nu aveam instrumentele mele ca să mă joc cu ele. Și acum am luat un obiectiv manual să văd dacă îmi place, să văd care-i treaba, să văd care-i creativitatea din spate, ce pot să scot cu el și cum o să iasă toată povestea. Hai să vedem. Mă joc, vedem. Hopefully este bine. Bun, ăsta era lucrul de care eram cel mai entuziasmată. Chichița asta mică este minunat, cocoșul ăsta te rezit. Hai să vedem ce este în cel de-al doilea colet, că este un colet cu cărți. Stați, până la coletul cu cărți. Până la coletul cu cărți, acompaniați tot de același cocoș isteric. Vă ziceam în clipul cu Get Ready With Me că e haos la mine în casă, că e dezastru, că e jale, că nu știu ce. Și m-am apucat și am luat toate cărțile care erau în partea cealaltă într-o bibliotecă veche. O știți, biblioteca e albă de la începuturile mele de pe YouTube, era în partea cealaltă, am scos-o de acolo, mă rog, o concediez și pe aia, ăsta e alt subiect, și mi-am adus toate cărțile pe care le păstrez, atenție, pe care le păstrez, deocamdată, mi le-am adus aici. Aici este un loc unde o să vină în curând un raft din ăla pentru cărți. N-am ajuns la Ikea sau la un JISC, încă n-am ajuns pentru că viața vrea altceva de la mine, de la zilele mele, prin urmare n-am ajuns la Ikea sau la JISC să iau acea chestiune, dar o să ajung, cândva în viața asta, peste 100 de ani o să ajung. Cert este că am făcut două coloane, mă rog, sunt trei, dar coloana asta e neimportantă, whatever. Dacă sunteți cu mine pe Instagram, știți deja. Dacă nu, ar fi bine să fiți și pe Instagram, că vă povestesc mai multe acolo. Dacă mă urmăriți pe Instagram, știți povestea. Dacă nu, vă zic și aici, pentru cine nu mă vede acolo. Vedeți? Sunt două coloane de cărți. Așa. Puse. Până aproape în tavan. Un picuț mai aveam să pun aici în tavan, până în tavan, dar am zis să mă opresc. Și aș putea să pun. Bun. În partea aceasta, pe coloana aceasta, sunt cărțile citite de mine, care la ora actuală au fost citite de mine măcar o dată. Unele sunt citite și de două ori. În ideea în care, să știți că nu păstrez chiar toate cărțile. Sunt multe cărți pe care nu le păstrez. Acum am atunat iarăși să-mi fac o bibliotecă mai mare și să păstrez cărțile pe care le citesc. E un alt subiect despre care o să vă vorbesc, whatever, nu contează. Așa. Dar această coloană, care vedeți că mai are vreo 8, 10, nu, hai să zicem maxim 15 cm mai are până la tavan, această coloană, toată această coloană este plină cu cărți necitite de mine. Și le-am și numărat la îndemnul vostru pe Instagram, le-am și numărat și nu sunt nici mai mult, nici mai puțin de 7-6 de cărți. Știu, sunt foarte puține pentru unii care citesc câte 200 de cărți pe an, dar pentru mine, care încă n-am ajuns la 30 de cărți pe anul ăsta, sunt enorm de multe. Știu că nu există enorm de mult, dar pentru situația de față există, da? Pentru situația asta există enorm de mult. Deci, aici, în grămada asta, sunt 7-6 de cărți. Pe aici, prin grămada asta, aici sunt niște cărți mai vechi, sunt niște amestecături, sunt manuale de la facultate. Mă rog, aici e o amestecătură, o lampicătură, nu sunt toate neapărat cărți necitite. Sunt și cărți citite, sunt și cărți necitite, whatever. E o amestecătură de cărți pe care nu ne oprim. Aici sunt niște cărți, niște coffee table books pe care le aveam eu de mult. În fine, astea sunt niște cărți pe care le-am pus eu deoparte ca o prioritate în a le citi. Și în coloana asta sunt 7-6 de cărți, plus ce mai fi pe acolo, plus ce mai am pe la noptieră. În orice caz, am undeva la 90 de cărți necitite la ora actuală pe care ar trebui să le citesc. Și acum revin la voi. Și la coletul de astăzi. Pentru că în momentul în care le-am numărat, am numărat coloana aia de acolo, le-am scris și fetelor de la Book Club să fie să-l găsesc pe ăla care mai cumpără cărți, până nu citesc măcar jumătate. Aiură, bineînțeles că nu s-a întâmplat, n-au trecut nici 24 de ore de când am zis chestia asta și am și dat comandă de cărți.
Pentru că am și o problemă, da, îmi place să cumpăr cărți, nu știu, îmi plac cărțile, îmi place să am cărți, nu știu, habar n-am, mă atrag, nu știu care e problema, dar e o problemă. Cert e că în perioada asta am citit destul de mult, în luna iunie am citit foarte mult, comparativ cu restul lunilor, foarte mult pentru mine, deci eu mă raportez strict la mine când spun chestiile astea, da, nu spun că toată lumea ar trebui să facă la fel sau că e puțin dacă citești o carte pe lună sau nu am chestii de genul ăsta, adică n-am nicio preconcepție de genul ăsta. Fiecare citește cât vrea și cât poate. Important e să citim. Așa? Și numai bine că am făcut și extragerea cărților lunii iulie la bucla. Și a trebuit să dau comandă de cărți. Din fericire, una din cărțile extrase la bucla este... O am în bibliotecă, din fericire. Din nefericire, a doua n-am avut-o, prin urmare a trebuit să o comand. Stai să deschid coletul. Am dat o comandă de data asta pe Librex. Și mă caută. Era același curier care mi-a adus coletul de la Librex. Uitați-mi să-mi dea celălalt colet, că mai avem unul. Și m-am zis eu că am 3 colete astăzi. Bun. Am dat de data asta comandă de la Librex pentru că nu mi-aduc aminte să fi comandat vreodată de la ei și doi, aveau transport gratuit și zic, și am și avut reducere pentru că a fost prima mea comandă la ei, am și avut o reducere de 10 lei, mi-au dat un cupon de 10 lei, am plătit cu cardul, mi-au mai dat o reducere de 3%, numai bine, știți? Zic, numai bine, uite așa se adună lucrurile. Și haideți să vedem ce avem aici. Dacă știi și eu cum se deschide cu asta și eventual fără să mă omor singură cu cutter-ul. Că nu sunt perioada aia, să știți, când aș vrea să mă omor singură. A trecut perioada. Glume proastă. Da. Hai, am deschis. Și trecem după aceea și la celălalt colet. Așa, acesta este coletul meu cu cărticele. Așa... Avem aici o carte foarte drăguță, care arată foarte bine și recunosc că m-a atras coperta. Am citit puțin și sinopsisul. 42 de lei. Nu, n-am dat 42 de lei pe ea. Am găsit niște super reduceri pe Librex. N-am dat 42 de lei pe ea, nu știu cât am dat, dar în orice caz foarte puțin. Vreo 9 lei? 15 lei? Ceva de genul ăsta. Știu că una din cărțile astea a fost 15 și una 9. În fine. Vă las pe voi să citiți sinopsisul dacă vreți. Este cu o fată, cu ceva, nu știu, mi-a plăcut. M-a atras și recunosc... am și semn de carte. Recunosc că m-a atras mai mult coperta. Că mi se întâmplă. Mi se mai întâmplă și mie. Și semnul de carte doesn't match. But anyway, dar coperta mi se pare foarte frumoasă. Mă inspiră. Place. Oh, e și în relief aici. Ascensiune. Mă uitam că la cum arată, aveam senzația că este o carte dintr-o serie. Dar n-am găsit chestia asta să scrie prin sinopsisul cărții sau prin descrierea cărții pe Librex. Așa că dacă este dintr-o serie, please tell me. Este o carte care se adaugă în Mulder-ul ăla de 76 de cărți, că na. Apoi, o carte pe care am văzut-o. Nu mai știu la cine. La Loredana, la Ildico, la Ștefania. I don't know. Așa, Misterele de la Blackwoods. Am văzut-o la una din fete și țin minte că m-a atras cumva detaliu sau, mă rog, povestea în sine, dar nu mă așteptam să fie atât de subțirică cartea. Este surprinzător de subțirică. Ia, poate o trecem pe lectura de luna asta, fiind atât de subțire. Este cu o fată care ajunge într-un din asta, cum îi zice, nu pensiun, spuneți-i. Nu orfelinat, un fel de școală de fete, na. Așa, un internat, așa, ăla era cuvântul. Într-un internat, unde sunt numai 6 fete și ea crede că se duce la un internat ca oarecare, un internat de fete. Dar, ajungând acolo, își dă seama că se întâmplă niște chestii. Buhu, niște chestii ciudate. Chiar așa, să-mi spuneți dacă ați citit cartea, sunt foarte curioasă. Și, cartea modernă sau cartea contemporană, a book-club-ului din luna iunie, a book-club-ului meu. Uite că este varianta cartonată, mă, este varianta cartonată. Scria pe site că e varianta broșată.
Nu mă deranjează, dar îmi plac mai mult astea cartonate. Este Arcașul fără arc, o traducere de tot felul de povești, zicale și din astea fabule japoneze, chinezești, stați așa, China, Japonia, Coreea, așa, de Ștefan Liceanu. Ștefan Liceanu am văzut că este editor la editura Humanitas și practic el le-a tradus. Și asta este cartea contemporană a cărții, a book club-ului nostru din luna iulie. Dacă vreți și voi să intrați în book club sau dacă vreți să participați la Cristoase. Sau dacă vreți pur și simplu să vă alăturați prin a citi cartea, să comentăm în clipurile în care vorbesc despre cărți. Îmi place foarte tare cum se prezintă cartea. Îmi place scrisul ăsta. Mamă, deci este senzațională cartea. Eu am o pasiune pentru cărți așa, pentru felul în care arată. Arată foarte bine. Hârtia de bună calitate. Evident, editura este Humanitas. Așa, și ce mai avem aici? Ce mai avem? Îți mulțumim. Un card și niște semne de carte de la Librex. Mulțumesc, Librex, foarte drăguț. Da, sunt curioasă de toate trei cărțile, recunosc, dar voi începe cu asta. Și are și supracoperta. Apropo de cărți și de supracoperte, că este iarăși o întreagă discuție, așa cum era discuția aia cu obiectivele, așa este și o întreagă discuție legată de coperte și supracoperte. Coperți și supracoperți, pardon. Așa, mie îmi plac supracopertele. De ce? Pentru că le dau jos în momentul în care citesc cartea și dacă o pătez, se murdărește sau se întâmplă ceva, vin și pun supracoperta și după aceea când pun în bibliotecă cartea, arată ca nouă. Sunt multe persoane care sunt deranjate de supracopertă. Mie personal îmi plac, știți? Adică mie se par interesante, v-am zis. Așa. Dar îmi place cartea, îmi place. Ia stăți că are semn de carte și are semn din ăla de textil. Vedeți? De-aia îmi plac cărțile, că descoper tot felul de detalii la ele, le descoper ca și pe oameni. Așa. Unde ești, mă, semnule de carte? Where are you? Aha, l-am dibuit. Asta este. Da, foarte fain când cărțile au semn din ăsta de carte, că nu trebuie să-ți mai bați capul, nici nu se mai pierde, pentru cei care își pierd. Da, multe prețuri super bune la cărți. Am găsit cărți și cu 5 lei pe Librex și mai când venea să iau o grămadă, dar m-am abținut pentru că v-am zis, îmi stă în cap, îmi cade raftul ăla cu, sau coloana aia cu 80 de cărți, așa. Apropo de asta, stați așa, apropo. Ca să fie treaba oablă, stați să vedem dacă ajung sau îl dărâm de tot. N-ajung. Am ajuns cu greu. Așa. Am mai adăugat două cărți, care nu erau destule. Și mai avem un negru care s-a mutat aici. Bonjour, negrule, ce faci? Stați că vă așez așa ca să nu vă mai bățăi. Tot pe jos stau. Mie-mi place să stau pe jos, în ciuda faptului că recomandabil ar fi să stai pe mobilă. Mie-mi place să stau pe jos. Iar acest frape este magnific. Avem aici un colet de la Makeup Shop. Makeup.ro, nu Makeup Shop. Makeup.ro. Colet care însumează floare de neroli, basically. În caz că nu știți, nu știu dacă v-am zis chestia asta, dar eu am obsesie gravă, cruntă, cu floarea de neroli. Îmi place atât de tare, de nebunesc. Îmi place cum miroase, de nu se poate. Deci m-aș îmbălsăma în floare de neroli. Floarea de neroli care este floarea de portocal. Nenorocirea este că în momentul în care te duci să cumperi din astea, cum le zice, uleiuri esențiale sau diverse lucruri sunt cu floare de neroli, se întâmplă să-ți dea cu miros de portocal. Asta pentru că unii au impresia că este același lucru. Nu, nu este. Mirosul nu este similar. Floarea de neroli miroase a floare de neroli, iar mirosul de portocal este mirosul de portocal. În consecință, ăsta este desfăcut, împinsă de un săpun lichid pe care l-am luat și care miroase acum pe mâini, by the way, cel de la Lux, Lux Botanicals. Cred că ați văzut reclama la televizor, dacă nu l-ați văzut prin magazine. Am luat
Săpunul ăla și miroase genial. Deci miroase divin, miroase exact a floare de neroli, este minunat. O să-l mai recumpăr și o să-mi cumpăr și gelul de duș, că am văzut că au și gel de duș, dar până să mă duc să-mi cumpăr iar ăla, am zis să dau o comandă pe Makeup Shop, că am văzut că au o grămadă de lucruri cu floare de neroli. Și mi-am luat în primul rând un ulei esențial pe care să-l pun în difuzorul de apă. Ce am de nu pot să vorbesc, sunt foarte entuziasmată, cred că. Iac. Asta numai floare de neroli nu miroase. Hristoase. Bă, mi-a strâmit ce trebuie. Miroase a brusture. Da, păi el scrie că e neroli, da? Miroase exact cum miroase brusturele. Mă rog, o să-l pun în apă și să vedem, poate se diluează. Pentru că e ulei concentrat de floare de neroli. Da. Ok, am început cu un fail. Exact ce ziceam. Când le ceri floare de neroli, s-ar putea să-ți dea altceva. Am aici un gel de duș de la The Boutique Collection, I don't know, și am și spray-ul de corp. Mi-a plăcut. C'est une autre chose, my love. Așa mai vii de acasă. E așa, da, ne mai place, mulțumim. Asta ar trebui să miroasă la fel, că sunt în acea colecție. De ce țipă? Asta e parfum de corp. Miroase divin, da. Și mi se pare să nu-mi dau un cafea totuși. Da. E, așa mai vine de acasă. Astea, da, astea îmi plac. Astea două îmi plac foarte tare. Asta, bineînțeles că o să-l folosesc gelul de duș, o să-l folosesc pe post de spumant. O să testăm și teoria asta. Și aici avem un hidrolat cu floare de neroli. Hidrolat, un fel de toner, dacă vreți. Tot așa pe ideea de... Asta miroase între. Asta miroase între. Miroase între ăla și ulei. Este așa o combinație. Dar nu miroase rău. Nu e chiar atât. Ăla miroase cuplit. Hai că îl testăm imediat. Mă duc și pun imediat. Asta, hidrolatul ăsta zice că ar avea efecte de calmare, de răcorire, de revigorare, de nu știu. Dar asta miros bine. Asta da. Yes. Yes, yes, I love it. Și cam atât. Asta a fost comanda mea, pentru că am vrut să iau ceva care să miroase a floare de neroli. So, mă voi apuca. În momentul de față m-am apucat. Nu v-am zis. Stați că nu m-am apucat de nimic. Stați că nu v-am spus. Dacă nu țipă, face zgomot. După ce mi-e greu să mă concentrez. Da. În luna iulie, cărțile care au picat în luna iunie sunt Dune, cartea clasică și cartea contemporană, care nu e neapărat contemporană, având în vedere că e cu proverbe, pilde, zicale, wisdom words chinezești, vă dați seama că nu e așa picat, știți? Adică este o ediție recentă, nu știu în ce an a fost publicată cartea asta, și cred că de-aia a fost pusă la... În ce an a fost publicată această carte... Pentru cine vrea să știe, da, atât de aproape trebuie să stau eu de carte ca să văd. Și totuși citesc. Și nu mi se pare greu ca ragiale la bac. Deci, da, mă rog, trecem peste. În ce an a fost publicată această carte prima dată? 2022, da, stați așa că văzusem că e, da, e de anul ăsta. De-aia a fost pusă la carte contemporană, pentru că a fost publicată chiar anul ăsta. So, yeah, we shall see. Dar m-am apucat de Verity, că vă ziceam că am și Verity stat să punem copilul la adăpost, că sunt capabilă să-l... Să punem copilul la adăpost, că sunt capabilă să-l sparg. N-ar fi primul obiectiv pe care l-aș sparge. Doar că ăsta este nou-nouț, măcar să mă duc și eu cu el înainte de a sparge. Astea le ducem la reciclat. Așa, și m-am apucat de Verity, că atât am văzut-o peste tot că nu mai pot cu ea. Încă a trebuit să mă apuc să scap și eu de grijă că am citit cartea aia și de-aia m-am apucat acum.
Mai am ceva din dintr-una din cărțile din iunie, dar în rest suntem bine. Deci, astea sunt cărțile pentru Book Club. Dune, am văzut că este o serie mai lungă de cărți. Eu am două volume. Așa, ideea este primul volum să-l citim pentru Book Club, cartea clasică. Așa, și asta pentru... cum îi zice? Cartea modernă. Da, sunt foarte, foarte curioasă de această carte. Dar nu-mi și place cum arată, nu știu, mă atrage foarte tare felul în care... Cei de la Humanitas sunt oricum au foarte mare grijă la cărți. Și chiar acum mă uitam cu la un podcast, interviu, cum vreți voi să-i ziceți, de la cei de la Zaya Fett, făcut cu Gabriel Linceanu. Un om foarte deștept, de altfel. Un din puținii oameni deștepți din lumea, din țara asta, dacă e să mă întrebați pe mine. Stați așa, că acum m-am prins, dar văzusem eu ceva, dar n-am fost pregătită să mă bag în treaba asta. Cei de la Livex au o colecție cu Regina Maria și m-a trăgea foarte tare să o iau, dar m-am abținut. So... Da... Da, o să iau și colecția aia. Încă nu m-am decis dacă să mă aventurez să citesc toate cărțile scrise despre Regina Maria și jurnalele ei și memoriile. Am și o carte în Maldorul ăla pe care l-ați văzut acolo, am o carte. Încă nu, nu știu, mă ține ceva așa, încă n-am curaj, știți mie. Îmi place foarte mult de ea, îmi place istoria, povestea ei, mă rog. Ea ca personaj mi-a plăcut foarte tare, dar încă mi-e nu știu cum să mă apuc de citit. Acum, ce vreau să fac? Să-mi termin cafeaua și să fac un Reels, dacă tot am cărți noi, și după aceea să mai citesc puțin, că încă este foarte cald afară, nu pot să fac nimic, deci nu pot să mă mișc. Este super cald. Aveam, mă rog, un Reels și eu și am ieșit numai afară, că să iau colete și simt că deja fac ca Jimini când vine de afară. So, yeah. We shall speak later. Mi-aș dori foarte tare să spun că diferența de culoare pe care o vedeți între picioare și abdomenul meu este o iluzie optică, dar iluzia optică este că voi nu vedeți adevărata discrepanță care este între picioarele mele și sau între brațele mele și acum parcă e mai realistă treaba, uitați, cam asta e diferența reală. Și între picioare, vedeți, sunt făcută din petice, v-am spus. Și să nu credeți că nu stau cu partea asta la soare, cu burta la soare, dar nu mă bronzez. Adică, nu, m-am ars pe spate, dar aici, partea asta, nu, porțiunea asta nu mă bronzez deloc, de deloc. Sau am încercat, nu vrea cu mine, asta este, trecem peste. Eu acum am suferit o schimbare de caroserie, pentru că mă duc, m-am gândit eu așa, este 7 fără 10 și m-am gândit, pentru că tot a fost o zi foarte productivă, mă duc să fac niște fotografii și să testez nou obiectiv, nou copil, mă duc să-l testez, să văd ce poate, să vedem dacă reușesc să fac ceva cu el, fiind un obiectiv manual, pentru că, v-am spus, nu e ca la ăsta de aici, este mai complicat. O să-l iau și pe ăsta cu mine, bineînțeles, dar vreau să-l testez pe ăla, o să mai aștept puțin, că încă este foarte devreme, este mult prea multă lumină, o să aștept golden hour-ul, care undeva începe pe la 8:30, mă rog, mă duc mai devreme ca să mă instalez, că o să-mi iau recuzită cu mine, am ceva în cap. O să mă duc tot în zona în care am făcut pozele cu maci și pozele cu pufia de păpădie, că acolo am găsit, sunt niște lanuri de grâu. Acum să sperăm că de ieri și până astăzi nu au trăierat grâul ăla, știți, că era cam de trăierat așa. Să sperăm că de ieri și până astăzi nu s-au gândit, nu le-a tunat să-l trăiere, să-l mai lase măcar astăzi ca să pot să-mi fac și eu treaba. Pentru că este o zonă cu un lan mare, mare de grâu și a ieșit, cred că, ceva interesant. Adică chiar sunt curioasă să văd de cum ar ieși pozele acolo. Să vedem cum iese și cu obiectivul nou. M-am îmbrăcat așa pentru că o să am o rochie peste, să-mi iau o rochie care să contrasteze cu lanul ăla de grâu. Mă rog, am eu niște bazaconi în minte. So, yeah, glezna mea tot prostește. Am zis că am o gleznă care la cea mai mică mișcare face poc, poc. Da, încă este foarte cald. Chiar vorbeam cu mama și este cod roșu la ea.
ceea ce este total neobișnuit în zona aia Reghinului să fie peste 35 de grade, 36 de grade, este ceva absurd pentru ei, este ceva nu se întâlnesc foarte des cu astfel de temperaturi. Țin minte că anul trecut când am fost la ea, se plângeau oamenii la 27 de grade acolo, că faci cât e de cald. Ioi, cât e de cald, ioi, cât e de cald, atât ai de cald, dar nu mai putem, dar nu să mai poche. No, hai că anul ăsta a fost și, și mai cald și chiar nu... Acum chiar e neobișnuit. Anul trecut mie mi se părea normal, adică acolo când m-am dus, mi se părea, zic, mă uitam la ei, zic, ce aveți fraților că e bine, adică la 27-28 de grade eram veselie. Aici erau mai mult, dar acum e mai cald la ea decât la mine, dar încă este căldură, încă este zăpușală. So. Da, cam ăsta e update-ul pentru moment. Mă împachetez, îmi iau toată recuzita și vorbim mai încolo. Și cam așa stau lucrurile. Am ajuns. Aici avem tripodul. Acolo avem o biclă părăsită. Și ăsta e lanul. Și îmi place că aici este treierat și aici nu. Și pot să mă folosesc și de partea asta. Am făcut câteva teste. Stați să vă întorc. Am făcut câteva teste. Să mă întorc și eu cu ocazia asta. Și sunt mult prea luminoase, da, am venit mult prea devreme, dar mai aștept un pic, adică nu e un capăt de lume, mi-am luat și rochia pe mine, puțin că am șifonat, dar de la distanță nu se vede. Aștept să se mai domolească puțin soarele ăsta, dar nu e niciun nor, adică acum când avem și nevoie de un nor, nu e niciun nor. Zilele trecute când vroiam să vin aici să fac poze, s-a norat și a plouat, mă rog, a picurat așa. Suficient cât să nu pot eu să vin să fac ce avem de făcut. Și am observat că până să plec, am observat că casa mea este invadată de furnici din alea cu aripi. Which is a problem! Dar le vom evacua, nu-i problemă, când ajung acasă. Nu știu dacă se observă, nu cred că se observă de la cât e de arsă lumina, dar după lanul ăsta este un lan cu trifoi, unde de fapt am făcut pozele cu păpădia. Și după acel lan de trifoi sunt niște floarea soarelui. Este un lan cu floarea soarelui, doar că e foarte înaltă. Nu pot să fac poze în ea. N-am din aia mică, pitică aici. Numai din asta înaltă, din păcate. Așa că nu prea știu ce să fac. Floarea soarelui mai... s-ar putea să nu anul ăsta. Reluăm acest vlog săracu abandonat, că mă și uitasem de el, bietul vlog, am vrut într-o zi să-l editez, mi-am adus aminte că, știi, stai că am și eu un daily vlog filmat, ia să-l editez și mi-am dat seama că nu-i terminat și zic, hai că nu-l abandonez, nici nu-l șterg, nici nu îl las acolo și-l continui eu când l-o-i continua și astăzi a venit rândul să-l continui. Suntem acompaniați, cred că o auziți, dacă nu s-a potolit, de o vulpi foarte isterică, pentru că, după cum știți, vulpi iubește foarte mult pe vecinii mei. V-am povestit în clipul cu familia mea. Are și motive să iubească foarte, foarte tare. Este o zi magică de sâmbătă, foarte indecisă în materie de vreme, sunt niște norișori așa, care norișori dacă ar sta m-ar ajuta chiar, pentru că în ultima vreme a fost foarte cald, a fost extrem de cald, a fost caniculă de-a dreptul. Nu că m-aș plânge, adică să știți că mie mi-a fost bine, când am stat înăuntru la răcoare, eu am stat ok, dar nu s-a putut face nimic pe afară și după, acum câteva zile a venit o ploaie de-aia zdravănă, țapănă, cum trebuia să plouă de mult timp și parcă să mai înviorează lucrurile, parcă să mă, când spun lucrurile mă refer la plante, parcă cumva așa își mai revin un pic și sunt mai ok. Și de-aia astăzi pe mine m-ar ajuta să rămână în ore ăștia, să nu fie în continuare cald, cum se preconizează, ca să pot să mai fac ceva pe afară, știți? Să fac diverse, pentru că
Cam luat totul în jos, înspre zona de haos. Adică toate lucrurile s-au umplut de bălării, toate zonele zici că-s devastate, la poartă iarba până la genunchi, chestii de-astea, știți? Așa, cam toate au luat-o de la căldură și de la faptul că n-am avut chef să mă ocup de ele și de la faptul că n-am avut timp și tot așa s-au adunat multe. Aia e acolo în spatele meu, că am făcut niște fotografii cu ea, m-am folosit de ea. E oglinda, dar știți că e pe peretele ăla în general. Eu mi-am făcut o cafea, că sunt capie, efectiv. M-a trezit zdreanță la... Nu știu dacă el m-a trezit sau ce m-a trezit. Cert este că m-am trezit pe la 2:30. Asta după ce nici nu am avut un somn prea ok până la ora aia. Deci de la 11:30 până la 2:30. Așa nu am avut un somn prea ok. M-am trezit de câteva ori în intervalul ăsta. Dar zdreanța are o perioadă. Nu știu dacă a început să-l prindă demența aia de final de vârstă, că și câinii au perioade din astea de demență. Nu știu dacă l-a prins, a început să-l prindă asta și așa, că îl apucă lătratul noaptea sau urlă. De așa, din senin, adică nu latră niciun câine din vecin, fetele nu latră, sunt lângă el și nici nu-l bagă în seamă. Aia și de-aia îmi dau seama că e o problemă la el, adică ceva îl deranjează pe el și nu știu ce. Și aș vrea să-l ajut săracul, dar nu știu cu ce. Și le apucă, dar numai noaptea, știți? Numai așa, pe la ore de-astea, 2, 3, 4, cam așa, cam ăsta e intervalul lui și latră. Și se pun tot timpul lângă geamul meu, eu având geamurile deschise, că dorm cu ele deschise, știți că nu e foarte bine să-l aud așa, sau lângă ușa mea, adică dacă s-ar duce și el în spatele curții și ar lătra acolo, n-ar avea nimeni nimic cu el. Dar insistă să stea lângă geamul meu și să latre așa și acolo. Și da, de la 2 până la 6:30, nu știu, am făcut ceva pe laptop, am lucrat ceva și după aia am încercat să dorm un pic și m-am trezit pe la 8. Da, cam asta a fost programul meu de noapte, care a fost foarte interesant și foarte intens. Prin urmare, am un cafea aici, fierbinte, proaspăt făcută, că mi-era dor de o cafea și... ce tare am făcut-o! Hai că după asta sunt avion. Și a zice să mă apuc să aduncă și pe aici un mic haos în jurul meu, nu știu dacă vedeți, dar e cu oglinda aia, cu masa care nu-i la locul ei, cu cei pe birou besferiați. Așa, să mă apuc să fac diverse și vedem. De când am filmat eu, când am filmat prima asta, partea vlogului, vă ziceam că m-am apucat de Verity, am terminat Verity, am foarte multe păreri despre Verity. Da, le lăsăm pentru clipul cu cărți, care va să vină la finalul lunii. Acum, pe moment, ascult un audiobook când fac ceva așa. Ascult un audiobook care este tot așa o carte super hăipuită și pe care vroiam să o cumpăr. Eram cât pe aici să o cumpăr și nu mai bine că n-am cumpărat-o, deși varianta audio este mai enervantă. Se numește Ipoteza iubirii sau The Love Hypothesis. Cred că ați auzit-o pentru că e super, super hăipuită pe Instagram, pe TikTok, peste tot apare. Toată lumea e nebunită cu această ipoteza iubirii. Și să vedem dacă astăzi, făcând ce fac, reușesc să o termin și eu, că mai am niște cărți de terminat, adică nu e singura care mă așteaptă să o termin și aș vrea să termin, ca să am și eu ce să vă zic în clipul ăla cu cărți. Da, și pentru că vreau să scap de cărțile astea pe care le-am acum în proces de citire. Da. De atunci, de când am vorbit cu voi și până acum am postat acel clip magic de care vă ziceam că o să fie senzațional, care am văzut că nu prea a prins, adică nu prea v-a impresionat. Este cu cel cu... Unde vreau să intru? Că tot vreau să intru undeva și... Stați așa, că vreau să intru undeva. Știu unde vreau să intru, dar nu știu de ce nu mi-arată asta cum vreau eu. Iar au schimbat ăștia aplicația de la YouTube. Și mă scot din sărite. Așa. Dar am văzut că n-a prins așa de tare. Bănuiesc că fiind subiectul atât de ciudățel, fiind vorba despre narcisism, nu trebuia să am atâtea așteptări, adică să fie înțeles clipul. Unora care știu eu, care... nu, asta e Watch Later. Nu asta vreau. Altceva vreau. Mai History. Așa.
A, era sus, da, mă, da, iar au schimbat asta. Așa, cele care știu că vă uitați intens și că, Rora, știu că vă plac clipurile astea informative, educative și care știu că le așteptați, ați înțeles și v-a plăcut clipul și chiar vi s-a părut o idee interesantă, dar în rest nu. Oricum, dacă nu l-ați văzut, vi-l las în descriere ca să... Așa. Eu știu că sunt foarte mulți oameni, apropo de asta, care vânează foarte mult daily vlogurile și sau vânează, prost spus, vânează. Le plac mai mult daily vlogurile, dar nu am tot timp sau chef sau răbdare sau ce să vă arăt în daily vlog-uri, știți? Și doar de dragul de a face un daily vlog ca să uite-te la mine cum stau aici și beau o cafea, nu prea îmi vine să fac, dacă mă înțelegeți, știți? Sau să mă apuc să-mi inventez activități pentru a face daily vlog-uri, iarăși, nu. A, un alt update. Stați că acum mi-am adus. Noi am tot zis că mă apuc de drumul, dar lasă că mai stăm. Așa, trebuie să stăm că doar un alt update ar fi că sunt ultra, mega, extra îndrăgostită de mica mea achiziție. Mica mea mare achiziție. Între noi fie vorba. De piticul ăsta. Vai, deci nici nu știți cât îl iubesc. Am făcut deja câteva poze și unele dintre ele au ieșit chiar minunate și chiar este ce speram eu și mă bucură tare, tare mult. Deci îl iubesc de nu se poate. Nici nu aveți idee cât îl iubesc. Nici nu aveți idee cât de mult îmi place. Și asta discutam cu cineva ieri, că e mult până te prinde microbul ăsta, că după aia, când încep să iei, pentru că acum mai vreau vreo 3, știți, așa, mai am în minte vreo 3 lentile. Da, discuția e destul de complicată pentru că schimb camera sau iau alte lentile, știți? Că, în general, cum ne spunea Marius Bărăgan, camera poate să fie și mediocră atâta timp cât ai lentile bune. Degeaba ai o cameră de, nu știu, să spunem, 300 de milioane, 30 de mii de lei și obiectivele sunt pulbere. Că n-ai făcut nimic. Adică mai repede reușești să faci o treabă bună, ceea ce știam și eu dinainte și ceea ce mi s-a confirmat și acum și în alte dăți, mai repede reușești să faci o treabă bună cu o cameră mediocră și cu un obiectiv bun decât cu o cameră foarte bună și cu un obiectiv pulbere. Știți? Așa, a, și am folosit obiectivul și pentru filmat și îmi place pentru că îmi dă blur-ul ăla pe background. Reușesc să fac blur-ul ăla pe background, ceea ce cu ăsta nu pot pentru că ăsta focalizează tot. Și o să îl tot folosesc așa în clipurile în care stau jos, nu în clipurile în care trebuie să mă mișc să vă arăt. Adică pentru daily vlog-uri nu pot pentru că mă mișc constant și își pierde focusul, știți? Adică nu m-ați mai... Acum m-ați vedea în focus, dar peste 5 secunde dacă m-aș mișca și aș face ceva, fiindcă eu nu țin camera la aceeași distanță și îmi pare rău dacă vă amețesc, dar era de demonstrație, ideea de demonstrație. Ar pierde focusul, știți? Și fiind manual ar trebui să stau aici, să râcâi tot timpul alea și nu merge așa să filmez. Deci pentru daily vlog-uri întotdeauna merge ceea ce știam deja, dar vreau să-mi confirm pe pielea mea. Merge un obiectiv automat. Dar e bine și cu ăsta pentru daily vlog-uri, că nu suntem așa... Iar ăsta, da, îl iubesc de... Da, pare bine că l-am luat în sfârșit și că n-am mai tot amânat, pentru că am tot amânat povestea asta de a lua și de a băga bani și de a... Mă, e o întreagă discuție. Așa, altceva, ce mai e nou pe ordinea de zi? De clip v-am zis că l-am pus deja, de obiectiv v-am zis, copiii sunt bine, zranță cu... Cred că e un început de demență la el. Da, la vârsta pe care... Na. Mulți câini, mai ales cu problemele lui de sănătate, nu ar fi rezistat la vârsta asta, așa că nici nu mai am alte așteptări. Sunt fericită că e bine și atât. Așa, ce mai am de zis? Ceva nou? A, mi se fac roșiile în grădină, dar sunt pline de bălărișoare, știți? Poate le reușesc să le scoatem din bălăriș pe alea astăzi. Cam atâta, cam asta e tot update-ul. Termin cafeaua și mă apuc să fac pe aici diverse pentru că se necesită, după cum vă ziceam. Pa, pa, pa.
Bună dimineața! Revenim din același loc cu cafea. Eu am senzația că vlogul ăsta este blestemat. Adică am așa o senzație, pentru că ieri, știți, m-am apucat, eram foarte... Mă rog, eram foarte... Nu aveam eu prea multă energie, că v-am zis că m-am dormit. Dar eram așa dispusă să fac treabă. Și după ce am vorbit cu voi, zic, până îmi beau cafeaua, ia să mă duc eu prin curte să văd ce mai fac, de ce mă agăț. Că așa mi se întâmplă, mai ales că mi se părea că e târziu la ora 9. În loc să stau să-mi beau cafeaua și să mă apuc după aia de treabă, știți? Și m-am apucat și mi-a tunat pe caprifoiul ăla, care e acolo lângă o magazie. Știți că mai stau eu lângă el și fac story-uri câteodată lângă magazie acolo, că e umbră. Și l-am lăsat săracul în ultima vreme de paragină, săracul, în ce hal era încălcit, nici mie nu mi-a venit să cred, eu l-am văzut, adică am văzut că a crescut mult și că nu mai are o formă, că vreau să-l fac așa ca pe un garveiu, dar să bietul de el, da, așa, și m-am apucat și l-am frezat, lucru care mi-a luat mai mult decât mă așteptam, pentru că nu mă așteptam să fie în halul ăla de crescut, de încălcit și de nu știu ce. Am mai schimbat un pic strategia acolo, pentru că inițial aveam de gând să-l las să crească pe tot peretele ăla, acum nu-l mai las să crească pe tot peretele. Acesta este o muzdreanță care este agitat. Și după ceea ce am mai făcut, m-am apucat să pun niște petunii, pentru că dacă acolo lângă caprifoi, poate vă arăt în următorul daily vlog, promit că vă arăt, lângă caprifoi am niște agățători din alea de ghivece pe care mi le-am făcut și am pus în ele petunii. Doar că petuniile astea nu le-am cumpărat de la dealerul meu de petunii, cum intenționam, ci le-am semănat eu. Și astea au ieșit ca niște regina nopții, dacă știți florile alea de regina nopții. Miros la fel ca regina nopții, doar că au flori de petunii, știți? Și ele sunt foarte înalte pentru ghiveci. Arătau urât în ghiveci. Era un ghivecel micuț din care ieșeau așa cât un băț, știți? Era destul de creepy imagine. Și zic, ia, hai să facem ceva. Și am făcut o rocadă. Acolo, între meri, știți că am niște trandafiri, am topătul la cap cu ei și am zis, și între trandafirii am flori de piatră pe care vreau să le desfințez, pentru că în momentul în care încep să crească florile alea de piatră, sunt foarte frumoase, într-adevăr, mai ales când sunt multe, multe, multe la un loc, dar în momentul în care încep să crească florile alea de piatră, sunt atât de enervante că e greu de plivit printre ele, e greu de curățat și consumă foarte mult timp. Și ultimul lucru pe care mi-l doresc pe lumea asta este să am încă o chestie care să-mi ia foarte, foarte mult timp. Acolo între meri, unde este zona aia săpată, vreau să termin repede cu curățenia, adică nu vreau să-mi ia odată la două săptămâni să-mi petrec trei zile plivind acolo, că mă încurcă alea, știți? Și am zis să le desfințez și totuși vreau flori de piatră, dar nu în condițiile astea, știi? Și atunci am zis să fac o rocadă. Pun petuniile astea care sunt înalte, așa, și oricum trandafirii nu mai au flori, le pun acolo și pun în locul lor florile de piatră. Da, știu că într-un daily vlog v-am mai arătat cum am pus eu niște petunii acolo între trandafiri. Na, nu s-au prins, na, le-a călcat zdreanță în picioare, n-a ieșit, nu m-am ocupat de ele, n-am mai avut stare să mă ocup de ele și dintre toate pe care le-am pus, una s-a prins. Îi mulțumim și aleia, dar acum am schimbat strategia și după asta am mai privit un pic pe acolo. Și după asta am făcut ceva de mâncare, m-am schimbat pentru că m-am dus în pijamale. Deci asta, tot procesul pe care vi l-am povestit până acum s-a întâmplat în pijamale, de la ideea că mă duc doar să-mi beau cafea afară, știți? Că așa mi se întâmplă, așa pățesc de multe ori. Așa, tot procesul ăsta a durat undeva până pe la vreo 1, după aia m-am făcut ceva de mâncare, am mâncat și m-a trăznit o durere de cap până seara, de nu știam cum să scot... știți pe unde să mă să ies. Și n-am mai făcut nimic de aia și ochii mei umflați de dimineața asta. Da, foarte umflați. De aia și termin acum daily vlog-ul, ca să-l termin, să-l pun, dacă tot l-am editat, să-l pun. Asta este, îmi pare rău, s-a întâmplat, nu știu, are ceva de nu vrea să curgă fluent, să mai întâmplă.
De asta da, am filmat de multe ori daily vlog-uri, dar nu le-ați văzut, pentru că tot așa s-a întâmplat să le filmez la perioade mari de timp, să se întâmple diverse, tot însă n-apuc să le termin și le-am șters. Dar pe ăsta nu-l șterg, pentru că este și editat și așa că, here you go, folks, data viitoare încercăm mai bine, ne străduim să facem mai bine lucrurile. Cam atât pentru moment. Vă las că v-am plictisit destul și ne vedem în următorul daily sau în următorul clip, ce o fi, nu știu ce o să fie. Ciao!